Salutare lume, bine ați revenit la un nou video de unboxing. De data asta am ceva mai special de la Rebel Music cu ocazia turneului național al trupei La Familia. Deci să scoat o ediție limitată la albumul Foarte. Bine, am zis că nu ratez ocazia asta, pentru că știți bine că mai cumpăr muzică, CD-uri, casete și în special casetele cu muzică rap se găsesc destul de greu sau deloc sau la prețuri destul de mari. Și am plasat o comandă la ei pe site, care a durat ceva timp să vină și nu pentru că livrarea a durat mult, dar nu se mai prea fabrică așa ceva în 2024. Poate că în 98, 99, anii 90 până prin 2000 și ceva se mai găseau, dar acum destul de greu de făcut, exact ca și alt două clicuri. Exact ca și cu developatul de filme la aparatele foto mai vechi. Și așa că am decis să comand la exemplare. Desfind mă unul că e aceeași chestie. Sunt ultimul album de la Familia. Strec plicul. Și aici am luat cutter-ul. Deci da, ce bine arată. Bă, chiar mi-a fost dor să văd casete așa și cumpăram destul de frecvent când eram la vârsta de 14, 15, 16 ani casete, pentru că da, atunci ele se găseau cel mai ușor și erau mai ieftine decât CD-urile, sau CD-urile nu se găseau aproape deloc. Și prima casetă achiziționată a fost tot un album de la Familia, Nicăieri nu-i ca acasă, prin 98. Și de aici am eu cam pornit și mie gustul pentru genul ăsta de muzică. Și nici nu s-au schimbat între timp. Uite ce bine. Trebuie să-i dau o ascultare, evident. Și țin cu capul în jos. Chiar sunt curios cum se aude caseta asta. Aici. Și da. Chiar super, mă bucur că am prins, evident că sunt sold out acum și a mai fost un tiraj limitat la 100 și numerotate, dar alea s-au dat ca pâinea caldă. Sper să mai apară așa ceva pe viitor, că sunt destul de faine, așa pentru nostalgici, să zicem. Deci, da, cam ăsta a fost unboxing-ul, da, nu e ce fac eu de obicei, nu sunt jocuri, dar e tot ceva ce pun la colecție. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!